te vând de 95 în cadrul întreprinderii promovate de părinții mei, ajungând prin anii 2002 la o perioadă de tranziție care a fost, o cunoaștem bine cu toții, adică ca și orice agent economic, ca și orice antreprenor, era nevoie de o susținere, de un finanțament același ca și de bancă, cum aș fost pentru promovarea afacerii. Era mai puțin dezvoltat momentele astea față de stat, mai puțin susținut și mai puțin... Adică chiar și dacă se făceau unele momente, adică nu se făceau spre binele antreprenorului, nu mai erau acele subvenții, nu mai erau acele subvenții față de stat, aceleși procente că activând în direcția agriculturii sau în direcția producerii. Adică trebuie să cunoaștem cu toții că avem mai multe tipuri de activitate în cadrul activității economice. Am fost nevoit, am mai plecat peste hotare, am fost, am activat, am lucrat. Lucrând peste hotare, am câștigat careva bani și totuși nu am gândit ca să investesc în apartamente, în mașini, în lucruri scumpe care nu aduc un venit oarecare. Încercat să promovez și să dezvolt afacerea mai departe, cum am avut în plan. Cu toate că nu ne-am stopat, dezvoltând mai întâi o moară de făină de grâu, mai apoi o brutărie, mai apoi am plecat peste hotare, am revenit, încercând să dezvolt totuși afacerea, aducându-o la producere finită. Investind banii mei din surse de presă, din surse de televiziune, am aflat despre activitatea companiei Hillsphere Austria în Republica Moldova, care se ocupă de susținerea și dezvoltarea antreprenorilor și micului business, chiar și mare și mare. Adică s-a cotit că ar fi bine de aplicat proiect. Am aplicat proiect, am lucrat asupra proiectului, am văzut că este necesar să depun efort. Urmând toate acțiunile companiei prezente pe teritoriul Republicii Moldova, Hillsphere Austria, după multe, adică discuții, după multe discuții la fața locului, văzând ceea ce este, ceea ce să dezvoltăm, ceea ce se poate de dezvoltat și ceea ce putem să aducem la ceva mai mult, am aplicat proiect pentru omoară de făină de porumb și utilaj de ambalare. Adică știm cu toții că este o mare problemă la moment, chiar pentru realizarea producției este destul ca și este mult mai bine ca să realizăm producția, adică la pachet, orice, adică nu se finisează procedura de sac, de panier, de căldare, de bancă, de coș. Adică se cere pe piață, ca să putem obține rezultatele muncii noastre, trebuie să le aducem la un moment ca să putem realiza și să aducem producția la un moment finit. Adică chiar și aceeași producere de grâu, chiar și aceeași... Avem mulți antreprenori, de cum domnul care se ocupă cu agricultura. Adică, da, este binevenit unele momente, chiar de a produce chiar și aceeași fulgi de uvăs, de orz, de grâu. Adică, iarăși noi ne oprim la momentele astea tehnologiei de producere, iar producere este nevoie tehnologiei de ambalare. Asta eu vreau să spun și vreau să, adică, să dau un imbol la toți agenții economici. Aplicând proiecte, dezvoltând afacerea, țineți cont și dezvoltați afacerea care o aveți, dezvoltați-o până la... Nu privim lucrurile, că vecinul se ocupă, crește porci, dă-ți crește și o porci, poate e convenit. Nu, dezvoltați afacerea până la momentul că vedeți, sunteți, adică, satisfăcuți de rezultatele muncii. A să aveți rezultate și a să aveți și bani și a să vă bucurați din... Adică, n-a să fiți impozitat de stat pentru diferite acțiuni. Când duceți o acțiune în cadrul întreprinderii, aceeași să fie. Ca să fiți impozitați, adică pentru acțiuni de producere, de dezvoltare, de lucrări de teren, de agricultură și tot așa mai departe. Asta este ce am vrut să spun și pentru asta vreau să mulțumesc companiei Hillsphere Austria, pentru că am avut și sunt multe proiecte, adică nu vă dezamăgeți, sunt multe proiecte de investiții în țară, că cineva spune, că cineva se folosește,
Bine, noi trebuie să ne găsăm vinoveți în orice momente pe noi. Adică când nu facem față, nu putem să ne promovăm, nu putem să aducem la un numitor comun. Bine, eu mă duc și înaintez proiectul. E, cacul. Nu, oameni buni. Când aveți un punct concret, și, adică puteți să știți că este necesar și util, adică așa, e, dă să aplic. Nu. Adică când aveți o porneală și este un punct strategic la care doriți să ajungeți, oricum să ajungeți, a să ajung cu toții, pentru că europenii, adică au o gândire mult mai amplă ca nu vreau să ignor pe nimeni, am fost în Europa și nu vreau să spun că am adus bani. Numai, numai bani. Am adus și multe cunoștințe și multe idei de afaceri cum la nivel european. Pentru că noi ne gândim, iată că copilul meu se duce... Să duci și învață la universitate. Dar de ce să nu dau și eu copilul meu la universitate? Copiii au câte 30 de ani, 35 de ani și lucrează în cadrul activității părinților și dezvoltă afacerea. Nu părinții să facă luni, treci punte și duc și dă să-l dau la o facultate, la universitate. Dar care e de învățat, învață și... Acum avem tehnologii avansate și dezvoltate, că poți să înveți și de acasă, prin la nivel de internet și la nivel de computator. Nu mai decât să trimitem la Chișinău sau în România ca să investim bani. Adică, iată, domnul în cauză. Adică trebuie felicitat că are așa băieți și adică activează în cadrul întreprinderii și dezvoltă. Numai așa, numai așa să activăm când să implicăm copiii, părinții, nepoții, frații. Adică trebuie să fie o activitate comună, numai atunci să avem rezultate și să fie. Dacă lasă că mama a lucrat și tata și... Tu duci și vă, n-a să fie nimeni. Adică asta este ceea ce pot să vă sugerez și vreau să vă dau o idee și adică dumneavoastră fiecare o aplică și o modelează în momentul și în felul său. Asta ce vreau să spun. Adică ca să obținem rezultate trebuie să le punem și eforturi. Și nu numai să vrem, dar și să încercăm și să le punem în acțiune.